Bungasit oameni la un nou episod din Breasla. Haiducilor, alături de gazda voastră minunată, ai Ciungio! Astăzi, într-un nou skin, dragilor, da? Pentru că mi-am permis și eu o pereche de mănuși, o pereche de bocăncei și un șorțuleț. Și o frizură nouă. Haina e încă un pic murdară și un pic ruptă pe aici pe acolo, dar arăta om nou, dragilor. Bun, în episodul anterior, țineți minte foarte bine că am făcut rost de netherrack, da? Și ne pusesem noi să facem niște nether bricks. Ei bine, după un timp destul de lung de așteptare, iată că avem și rezultatul final aici, nether bricks-urile pe care, bineînțeles, le transformăm în cubulețe. Perfect, perfect. De ce încă suntem aici acasă și nu le-am luat și nu ne-am dus acolo unde avem treabă? Pentru că, adică aici un pufuleț. Hello! Hai, mă rog, ce faci, tinere? Deci, tinere pufuleț, fii atent, m-am decis. Stai așa să închid ușile, vreau să mă audă ăștia. Vin cu ușile închise. Vreau să-mi deschid un shop. Și așa, pentru asta am nevoie de o parcelă și am nevoie să-mi faci parcelă, să-mi dai parcelă acolo, chestia. Aha, da. Aha. Bun, păi, așa, pentru început, hai să ne organizăm un picuț cu harta. Așa. Cam astea sunt magazinele pe care le avem până acum. Așa. Bineînțeles, în stânga de la harta, unde vezi acolo chestia aia albă, care încă nu e terminată, trebuie să-i dăm un picuț update la harta, dar nu-i problemă. Așa. Acolo mai sunt ceva magazine. Așa. Deci, practic, loc ar mai fi cel mai aproape de zona centrală, ca să zicem așa, ar fi undeva în spatele notariatului. Aha, lângă Ikea-ul ăsta mare, yeah. Sau ce-o fi el, mega imaj. Da, 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 undeva pe acolo, așa. Sau dacă nu, în partea cealaltă, unde vezi, în stânga sus, e magazinul de resun al lui Colpir. Aha. Undeva în dreapta lui sau spatele lui sau ăla galben parcă și cu celălalt de lângă salu Buraga sau în spatele lor, numai că e ceva deal acolo, cred că o să trebuiască să faci ceva terraforming. Și ai vorbit cu Colpir, a cumpărat lângă acolo sau e liber? Vrea să cumpere? Păi, eu dacă știu cât are fiecare, știi, deci nu e problemă, mergem, vedem până unde e delimitat și... Păi, deci dacă vrei să faci lângă el? Inițial, da, hai să vedem zona, să vedem care e treaba. Deci cam până pe acolo e zona lui. Acum, nu știu dacă, tu ziceai parcă că vrei ceva, două ceancuri? Da, două ceancuri m-ar interesa. Ia să vedem, normal ceancul ar începe de pe aici, de pe undeva, dar... Mă gândesc să venim cu un drum pe aici, știi, fix prin zona asta, printre deluleț și nu știu ce chestia asta lui Cosma, dar așa. E un buștean exact. Cu handicap care are un topor în cap. Și, păi, eventual dacă veniți cu un drum, nu știu, să vin... Chestia că... No. Am putea să începem de la mijlocul ceancului, știi, și să ne ducem gen jumătate din ceancul ăla, ceancul ăsta și încă jumătate în partea asta la altă, dar e chestia că vezi tu cum e delulețul ăsta aici și după aia coboară. Uh-huh. Și se duce cam dezmeură toată treaba, yeah. Înțelegi? Atunci, cumva, ia să vedem, dacă nu din coace de magazinul lui... lui Colpir lângă bancă. Undeva aici, în zona asta, eventual, dacă nu. Cumva... în colțul ăsta, așa, să se vadă și între bancă și magazinul lui Colpir? Mă simt înghesuit. Te simți înghesuit, ha? Aici mi s-ar părea, poți face... s-ar părea super. Poți să faci magazinul cu intrarea în coace, că pe aici o să treacă oricum un drum mai principal. Aha. Și să intre lumea așa. A. Știi? Și până unde vine, până unde vine cean cu gen? De la cubul ăla alb până aici? Uite, de aici. De aici până aici vine ceancul. Ah, e perfect.
Ok. Un emitoporceanu aici, așa, să scoatem ăsta. Deci ăsta ar fi un chunk. Ok. Și după aia ăsta l-al de aici până aici. Și aici ar fi două chunk-uri. Nu știu sigur ce e aici, sunt chestia asta, dar mă rog. Spar și o să vedem, e cadou. Ah, eu am acoperit-o, acum mi-am amintit. Era o groapă random. E. Ar fi, cred că ar fi ok zona asta, nu? Da. Dic ce se bucură, Dani. Hello, Dani! Da, pe, chiar de aia ziceam, știi, am venit aici și după aia am văzut zona, știi, ziceam că ieri am dat lui Dani zona asta de aici, tot așa două junk-uri, știi? Oși, deja a început să-și facă un boș de uc aici. Spoiler! Aha. Gata, i-am distrus clipul de 3 ore. Băi, atunci rămâne zona asta, nu? Yeah, asta e cea mai faină zonă, cea mai frumoasă zonă. Ia să vedem. Îți dau aici niște mită dacă e. Nu e nevoie, stai, știi, că astea sunt așa, țac, pac. După aia o să vină, când, în momentul în care se fac drumurile și chestiile de genul ăsta, o să vină atunci niște taxe, niște impozite, chestii, socotel, dar până atunci suntem ok. Bun, deci... Îți placez un șulcăr, dar nu spui nimeni nimic. Cetățeanul ai Ciuncio. Așa. Și luăm X 2 puncte și Z 2 puncte. Chestia e că acum deocamdată singurel, știi? Și un picuț cam greu. Cu toate astea, vezi, trebuie să vii, să faci măsurători, să faci copii la imprimant aici, treburi, chestii, socotel, să ai grijă de contracte, să nu le piardă lumea, etc. etc. Și după ce o să mai angajez încă un notar, o să discut un pic cu el și o să ne sfătuim, să vedem, trebuie să angajăm o firmă să facă drumurile, știi, practic, printre toate nebunile astea. O firmă să facă drumurile. Deci o să fie o fel de licitație pentru firma aia care să facă drumurile și vedem care vine cu un proiect mai baban, mai șmecher, mai frumos. Bă, firma o să... Să presupunem că ar pica așa de nicăieri vreo 2-3 stacuri de diamante și... Să presupunem că după aia mai vine o firmă, Vov Drum se numește, e ceva copyright ăsta ieftin de la Teldrum. Și ideea e că firma asta, aș vrea eu să câștige, că mă cunosc cu ei de mai demult și... Știi cum e chestia, e faza că o să fie gen chestie 50-50 cu celălalt notar, deci... Nu-i problemă, nu-i problemă. După ce se fac alegerile și știi... Da, celălalt notar îl aranjăm noi, 300 cu la 1, să fie bine ca să nu fie rău, știi? Sau ăla e și așa, e mai fraier, tu ești acolo bossul, ție îți dăm 3, ăla îi dăm 2, 1, vedem noi cum... Lasă că vedem noi ce rezolvăm și cum rezolvăm. Vezi că ai acolo copia? Comisia, hai pe majoritatea persoanelor am văzut că și-au pus titlul de proprietate în magazine pe un lectern, deci e la preferința ta. Așa face. Ideea e să fie în magazin, că există posibilitatea ca pe viitor tânărul domn Colpir să fie inspector de magazine și știm și noi că e un picuț cam dur cu chestiile astea la detalii. Nu-i problemă, nimeni nu e coruptibil, măi pufule, nimeni nu e coruptibil. Câteva diamante acolo plasate așa cum trebuie și... Vedem. Sezonul ăsta sunt cu mite. Mite electorală, mită de proiecte de... Trebuie să pun uși de fier. Da. Sau să baricadăm în momentul în care vorbim așa, să... Da, e bine, tinere, ce o spor la construit. Mi-am aruncat toporul random. Ajutor. Păi, l-ai găsit? Nu știu unde a picat. Alo? What? Ha? Tocmai am dat un Q random pe aici. Ia vezi, n-ai un topor în plus? Nu, am numai unul. Halo? Toporul meu! Aici nu pare să fie sub. What? What? Ieși și intră înapoi. Hello? What? Ce? N-am apăsat Q! Mi-a căzut random din inventar! What? Aia a fost Platoșa! Stai! What?
Ți s-a împlântat toporul în canapea, ce dracu? Bă, nu am topor! Toporul meu! Adică a apărut... What? What? Nice! Da! Very nice! Și, ca să răspundem la întrebarea de ce sunt aici, ei bine, am nevoie de niște shulker boxuri. Și aici e singurul loc în care mai am depozitate shulker boxuri, pentru că avem o misiune destul de specială, dragilor. Astăzi o să ne facem shop-ul. Și pentru asta o să avem nevoie de shulker boxuri în care vom pune materialul respectiv. Acum, afară de chestia aceasta, s-a mai întâmplat o chestie. Am făcut rost așadar de acest contract și acum, dragilor, voi avea posibilitatea să-mi construiesc shop-ul. Am făcut tot ceea ce ține de normele legale și așa mai departe și acum putem să ne apucăm de construit. Suntem liberi. Dar înainte să facem treaba asta, vreau să mai bag niște cărămiduțe aici la făcut. Eventual când mai intră buraga sau când mai trec eu pe aici să se și facă. Da? Pac, 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 pac. Bun. Perfect. Așa. Și shulker box-ul acesta am să-l iau eu acum. Îl punem aici. Am nevoie de câteva materiale. Așadar, am să las acest shulker box acasă. Am să iau titlul de proprietate cu mine. Las shulker box-ul acesta acasă și ne punem pe făcut rost de materiale pentru shop. Am ajuns în sfârșit la locul cu pricina, aici unde ne vom construi shop-ul. Aceasta este parcela, o știți deja. Și, dragilor, în aceste shulker-uri, boom! Teracota de aproape toate culorile, nu am reușit să fac roză foarte multă. Am stat undeva la 3 ore? Ia, 3 ore. Am minat cu beacon-ul, aproape mi s-au stricat ambele pickaxe-uri, dragilor. Deci, suntem pe bine-s. Suntem pe bine-s de tot, ce pot spune. Și, stai așa, nu știu ce caută ăsta aici. Cam așa. Nu am reușit să pun toate culorile așa cum mi-aș fi dorit eu inițial, dar cred că e un început. Cred că ar trebui să începem cu începutul, cu ceva mic și ceva simplu. Și am la mine în momentul de față, dragii mei, stai, așa, am la mine toate materialele necesare pentru a construi pentru a construi acest shop. Oh my god, o să fie cel mai epic shop pe care l-ați văzut voi vreodată în viața voastră. Cel mai mare și cel mai epic și cel mai șmecher shop ever. Cred că deja știți despre ce e vorba numai din lemnele astea. Numai din fansurile astea, deja știți despre ce e vorba. Da, shop-ul meu, având în vedere că nu am atât de multe chestii, shop-ul meu ăsta va fi. Legit. Stai. Așa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, să zicem. Bun. Adică toată lumea s-a chinuit să facă mega shop-uri, mai mult sau mai puțin. Mega shop-uri, super shop-uri, extra, giga, hecta, pârț, nu știu ce. Vin eu cu taraba mea, cel mai OP om din existență, vă spun eu. Bum. Și bum. Gata, ăsta e shop. Ăsta e shop-ul, tati. Așa. O să avem niște stâlpi, ceva în felul acesta. Așa. 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 Și pentru că nu atât de sărac sunt, deci ca să înțelegeți, atât de sărac sunt, bine, atât de, nu sărac, atât de leneș am fost, încât efectiv nu am un anvil aici ca să fac așa cum trebuie, așa că, o să punem în felul următor,
Stai să vedem. Stai că nu știu, o să punem, dar nu știu cum. E perfect. Nu, uite, o să punem așa. O să punem șulcărurile așa, în felul acesta. Și încercăm să le punem într-o oarecare ordine. Deci, red terracotta, ăsta nu știu de ce nu l-am colorat în roșu. Ia. Uite așa. Red terracotta, orange terracotta, yellow terracotta, pink terracotta, n-are nicio, absolut nicio treabă. White, light gray și black. Și... și rămâne locul ăla liber. Așa ceva. Ideea este că nu mai am bani, ok? Și trebuie să producem bani. Și ca să producem bani trebuie să deschidem această gheretă care este mai mult sau mai puțin productivă. Rămâne să descoperim. Acum, ca și preț. Dificil. Hai să zicem orice stack. Nu, orice culoare. Orice culoare. 2 DMD per stack. Perfect. Așa. Mai lipsește ceva. Vedeți voi, eu în momentul în care am făcut rost de teracota aceasta, eu am făcut rost în principiu de teracota din aceea simplă. Teracota din aceasta. Și ca eu să pot să produc teracotă în continuare, o să trebuiască să fac un mic contract. Și există o singură persoană care vinde culori și cu care aș putea face contract.